Ai, ce zi minunată! Da, e timpul să dau examenul. Am puține emoții, dar mă duc. Mă voi îmbrăca. Okay. Acum că sunt îmbrăcat și tot bine, mă duc să dau examenul. Da. Și tu? Da. Ok, vă rog frumos să-mi luați aici. Vedeți aici, am spus cum vreau să dați. Așa. Sim. Vă rog frumos să-mi luați. Cam vreau eu mașina. Cam vreau eu mașina dumneavoastră. Cam vreau. Domnule, cam vreau eu mașina voastră. Nu e mașina mea, e de data. Dar am rablă mașina statului. Da, și ți-l trebuie aici și ce fac pe bandă? Încet, încet. Pe care parte? Stânga sau dreapta? Pe dreapta. Încet. Dar tu ai centură! Ai centură, am pus interes, ai centură! Dar tu ai? N-ai! N-ai, o! N-ai! N-ai! Așa, ieșiți aici, încet, încet, încet. Ok, stop, așa. Intrați pe aici și faceți o mică parcare. E pe perete. Stop! Vă rog frumos să ieșiți. Am trecut? Da. Ați trecut. O să ne vedem pe interior la o, încă o verificare doar de rutină, așa? Să ne dacă mai țineți minte. Bine? Mersi, la revedere. Acum, bă, că am trecut, pot să mă duc să iau postul la fraier. Să ajung acolo unde se află postul lui ca să-i pot, stai. Să-i fur. Ai zis să stai. Stai pe loc. Vino cu mine. Ce s-a întâmplat? Veniți cu mine. Ce-i domnul polițist? Urmez. Ce-i domnul polițist? Domnul polițist, de ce? De ce? Avem nevoie de serviciile dumneavoastră, intrați. Ce? Nu ne prinde cineva. Să fiu eu de asta de dă examenul auto? Da. Intrați. Unde? Acolo, haideți cu mine, domnule. Intrați acolo. Nu se deschide acolo. Cred că colegii dumneavoastră nu mai suporta să vă vadă fața și încuiatul. Uite-i cu acel. Domnule, nu fugiți! Am găsit sediul! Domnul polițist, hai că sunt gata să fiu, domnul polițist? Domnul polițist! Alo, domnul polițist?
Sunt gata. Unde sunteți? Aici, în clădire. În care clădire? Stai de acolo, nu sunteți, că v-am văzut. Bine. Care va fi, care va fi primul pe care o să-l instruiesc eu, care o să dea examenul? De fapt, nu o să trebuie să instruiesc pe mine. Va trebui să faci asta, va trebui să elimini pe cineva. Ai totul acolo. Îl cheamă Brin. Ai înțeles? Uite-te aici, ce este. Mulțumesc. Ce e asta? Domnule polițist? Cred că este un dispozitiv de urmărire. O să plasez aici o cameră, în caz că o să vină cineva. Okay. Și, aoleu, este cel care m-a ajutat să dau examenul auto. Nu pot face asta. Da, am încheiat. Pentru ce? Haide după mine. TikTok. Trebuie să semnați ceva foarte important. Ce anume, domnule? Veniți după mine, domnule. Amen. Sunt sus, pe acoperișo. Domnule, coborâți imediat și veniți. Haideți aici, trebuie să semnați ceva foarte, foarte important. Mama voastră a cerut să semnați un act. Păi unde sunteți? Aici, în clădire, domnule. Domnule? Veniți după mine. Gata. Perfect, domnule. Haideți. Bine. Așteptați aici. Va veni domnul. Veniți aici. Aici. Va veni domnul acela imediat. Va veni imediat. Hai să-l așteptăm împreună. Fraiere. Nu mai e scăpare! Misiune completă! A fost asasinat. Veniți la locul unde am pus mașina. Vă rog. Locul în care? Locul în care ne-am întâlnit. Vă rog, veniți. Prima oară. Adică, unde v-am dus eu prima oară cu mașina. Unde v-am găsit, unde v-am așteptat. Unde ești? De ce aud eu vocea asta? Nu vă găsesc, domnule. Unde sunteți? Mă tot aștept. Nu vă găsesc, dar tu cine ești? Înainte să vin. Sunt eu, cine ți-a dat misiunea?
Cam ciudat. Dar am nevoie de ajutor. Unde vă aflați? Sunt acolo undeva, te întâlnesc cu instructorul. Stai, de ce sunt oameni morți pe jos? S-a aflat aici în mine. Tu. Ce-a zis? Nu cred că am încredere în tine. Cred că am scăpat de el. Cel puțin sper. Aceasta a fost povestea bietului om care tot ce a vrut a fost să dea examenul la auto. Sfârșit.